Salutare! Inima reginei Maria, soția lui Ferdinand I, a fost depusă după moartea acesteia la Balcic, apoi mutată rând pe rând la Bran, București, iar în prezent se află la Castelul Pelișor din Sinaia. Dar haideți să aflăm întreaga poveste absolut fascinantă. Principesa Maria a devenit regină a României în anul 1914, când soțul ei, Ferdinand I, a fost încoronat rege al țării noastre. Ea a jucat un rol foarte important și complex în istoria țării, fiind în același timp și foarte iubită de către popor. Românii au iubit-o pentru curajul dovedit pe front în primul război mondial, când, îmbrăcată în haine de soră medicală, s-a implicat în organizarea spitalelor de campanie și a îngrijit soldații răniți. Nu s-a temut de moarte și nici de boală, ocupându-se de îngrijirea bolnavilor de tifos. Regina Maria a fost și un bun diplomat, reușind să convingă aliații țării noastre să recunoască Marea Unire de la 1 decembrie 1918. În coronarea oficială a regelui Ferdinand și a reginei Maria, ca regi ai României Mari, a avut loc pe 15 octombrie 1922, la Alba Iulia. La moartea regelui Ferdinand I, în anul 1927, nepotul reginei Maria, Mihai, în vârstă de 6 ani, devine rege. Regina s-a implicat foarte mult în viața politică până în anul 1930, când fiul cel mare, Carol, se întoarce de la Paris și se instalează cu forța la tron. Îndepărtată de fiul ei, regina Maria se autoexilează și petrece mult timp la castelul din Balcic și cel din Bran. Castelul Bran îi fusese dăruit reginei de Consiliul Orășenesc al Branului, drept răsplată pentru bunătatea și curajul de care dăduse dovadă. Castelul, care a devenit reședință de vară, a fost refăcut și amenajat după stilul reginei. Cea mai mare parte din timp, regina Maria locuia la castelul din Balcic, care era locul ei de suflet. Acest oraș micuț și liniștit, situat pe țărmul Mării Negre, fusese descoperit cu ajutorul pictorului Alexandru Satmari. Regina a fost cucerită de farmecul și liniștea acestui orășel cu plaje micuțe, încât a hotărât să-și construiască aici reședința. Pe acest domeniu, lângă castel, a construit și o capelă micuță, căreia i-a pus numele Stella Maris. Regina s-a implicat foarte mult în amenajarea acestui castel construit pe faleză, toate elementele de decor purtând amprenta personalității sale. Cu adevărat impresionantă este și grădina castelului, care conține peste 3000 de specii de plante, dintre care se remarcă colecțiile de cactus, de trandafiri și arbori pitici. Pentru un plus de farmec, a fost creată și o cascadă artificială, a cărei apă se varsă în Marea Neagră. Atașamentul pentru acest loc a determinat-o să ceară prin testament să-i fie depusă inima, după moarte, în capela construită pe domeniul Balcic. Corpul urma să fie îngropat la Curtea de Argeș, în necropola regală. Cu timpul, starea de sănătate a reginei a început să se deterioreze. A hotărât să se întoarcă în țară, după ce medicii au anunțat-o că sfârșitul vieții se apropie, iar la 18 iulie 1938
inima ei a bătut pentru ultima oară în camera de aur a castelului Pelișor. Dorința exprimată în testament i-a fost respectată de către casa regală, iar după moarte, inima i-a fost scoasă din piept, pusă în două cutii de argint și depusă la micuța capelă Stella Maris. Casetele au fost înfășurate în steagul românesc și cel britanic, semn al atașamentului reginei pentru cele două țări. 2 ani mai târziu, România a cedat Bulgariei Cadrilaterul, teritoriu pe care se afla și domeniul Balcic, inima reginei trebuind să fie mutată la Bran. A fost depusă într-o stâncă a muntelui Măgura Branului, în apropiere de castelul Bran. De aici, în timpul regimului comunist, caseta cu inima reginei a fost mutată la un muzeu din Bran, apoi dusă la Muzeul Național de Istorie a României, în anul 1971. Aici a fost păstrată în condiții nepotrivite până în anul 2015, când regele Mihai a propus Casei Regale și Ministerului Culturii mutarea ei la castelul Pelișor din Sinaia, unde s-a stins din viață. La data de 3 noiembrie 2015, inima reginei Maria a fost mutată în salonul de aur din castelul Pelișor, într-o ceremonie la care au participat membrii Casei Regale a României, precum și reprezentanții Ministerului Culturii. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să distribuiți și prietenilor linkul și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a afla și alte povești interesante. Pe curând!